ajungă și mai rău globul pământesc. Acum e cartof. În ce credeți că o să se transforme până la urmă? O să transforme mai rău ca un cartof, da. Ca un ce o să fie? Dați-mi un exemplu așa să ne gândim la o legumă, un fruct. Un legumă. Cred că o să ajungă ca un castravedeț sau ca un dovlece. Credeți-mă ce vă spun. Făcu mai multe victime în Africa, acum intră și în România ca Nicola asta. Cine credeți că trebuie să se ocupe? Eu cred că legea trebuie să se ocupe și în ziua de azi ne frică să mai ne ducem și... Nu știi cu cine ai de-a face. Am înțeles că acum a arătat la televizor, mergi pe drum și te injectează. Nici nu știm ce să facem, cum să... O fi că face râs, o fi cu apă, o fi vreun virus. Ei zice că e cu virusul. Dumneavoastră, ce credeți că ar trebui să facem cu canicula asta, care tocmai intră în România? Cum să ne comportăm? Unde? Ce să facem? Ce să facă? Legile astea. A făcut niște victime până Africa, pe acolo... Auziți? Conducerea țării e foarte proastă. În primul rând, că Ioanis, uite că vorbesc, Ioanis, să protejează el însuși să protejează. Când s-a dat legile astea, să schimbe Constituția și să se schimbe codul penal, gata, s-a făcut așa. Deci, Ioanis e cu țările lui. Ploile astea, toate, ce vine? De unde vine? De la ruși. Până Africa, acum este în România, ca Nicula asta. Ce trebuie să facem cu... Nu face nimic. Nimeni nu face nimic. Dar ce ar trebui să facă cu canicula asta? Trebuie să organizeze, da, canicula la canicula. Ce poți să-i faci? Că vine de la ruși, nu de la Africa. Știți că și rușii și australieni au niște dispozitive de modifică vremea. Stați așa că ați dat peste cap cu toate teoriile. Deci canicula de unde vine până la urmă? De la ruși. De la ruși? Da. Nu din Africa? Nu. Nu credeam. Nu, nu. Ce fel de dispozitive? Stăm aici 3 ore să vă explic ce dispozitive. Așa mare, nu? Nu, spuneți-mi mare. Sunt niște pe bază de unde electromagnetice care schimbă vremea. Unde vreți, o schimbă acolo, ți-o schimbă. Vrei piatra acolo, acolo strimești piatra. Așa de puternici credeți că sunt rușii? Au. Și de ce ne dă canicul asta acum? Cum? Să ne distrugă. N-a vrut să mute România din când? 1400, 1500. N-a vrut să ne mute de aici. Cum ne batem joc de ea? Unde greșim? Unde greșim acum noi? Stați un pic să-mi aduc aminte. Unde greșim? Dom'le, deci stratul de atmosferă și asta, cum să vă spun, stratul de azul... Păi suntem, cum, mașini care ați văzut. Nenorocire, da. Da, toate. Ne bătem, deci nu știu cum să vă spun, nu știu ce să vă mai spun altceva. Stratul ce e cea de stratul? Stratul de ozon. Deci stratul de ozon s-a mâncat, să zici. Globul de pământesc e la fel ca un cartof, deci nu mai e rotund cum a fost odată. Nu ne trebuie un președinte nerv, nu, ne trebuie un președinte român. Da, pentru că țara noastră e vândută jumate. Aveți vreun nume așa de președinte care ar fi bun pentru țara noastră? Pentru țara noastră ar fi bun un președinte, Olguța Vasilescu. Haideți să revenim la ce s-a întâmplat în Africa cu canicula asta, care a făcut victime, acum intră în România, a spus de poliție. E în stare poliția să ocupe de canicula asta? Este în stare. Să pună să-i urmărească. E comunitar, e plătiți din banii noștri. Ce să facă comunitarii cu ăla? Da, e comunitar, e polițiști. Se pune să urmărească cu pistoalele și ce găsească. Pitiți pe păduri, pitiți pe unde este. Doamna spunea că comunitare nu prea sunt în stare sau să precep și ei cu să ocupă de canicula asta. Dar imediat ai telefon. Dar când a murit o femeie arsă la lângă mine, n-a venit toți comunitarii. Praf din acesta saharian. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre asta. Credeți că e grav? De ce a venit chiar în România? Păi normal că este grav. Pentru copii, pentru eu știu. De unde credeți că a venit norul ăsta saharian? De acolo, de unde credeți că vine? De unde a venit, doamna? Cred că de acolo, din Sahara a venit. Are pricopsită, dar păcat că e locuită de români. Locuită de români. Cum să ne ferim de arma asta a rușilor? N-ai cum. Stai la adăpost, stai la răcoare, stai colo. Mai te uzi, mai faci un ștrand acasă. Ăștia care fură mult are ștranduri, are... Dacă vorbim cu rușii să nu ne mai dea canicolă, să ne lasem în pace, n-avem nicio șansă. N-auzit să ne mutăm? N-avem șansă să... Nu, trebuie să ne mutăm de aici. Unde să ne ducem? Pe unde? Unde? În Africa, că acolo e răcoare. Aduceți poliția că preot că Dumnezeu poate are ceva
te împuci, că s-ar dă cu un cuțit, te omoară. E periculoasă canicula asta, care vine din Africa. Normal. Și a anunțat poliția și atunci vine garda, îl prinde leș și îl duce. Noastră, vă e frică de canicula asta care vine? Urmează să vină? Păi, mi-e frică, sigur că mi-e frică. Abia pe timpul lui Ceaușescu așa ceva nu se auze. Praful saharian să ajungă aici în România. Sau, mă rog, alte boli, alte nenorociri din astea, care tot anunță pe la televizoare că Viagra, cu toate astea, nenorocirile astea, pe timpul lui Ceaușescu nu se auze. Ce? Acum s-aude tot ce n-ai auzit de când te-ai născut. Și Viagra spuneți că a ajuns între timp? Păi și Viagra, să facă lumea, eu știu ce să facă lumea acolo cu ea. Nu era pe vremea lui Ceaușescu nici... Nu era, nici Viagra, nici astea cu bolile astea, cu păsările astea, cu porcine, cu astea, cu... Ce părere aveți de cei care folosesc Viagra? Spuneți că nu e bine sau nu e... E normal că nu e bine, domnule. Aia e o crimă. La unul nu duce. Și până la urmă să poate reușim să scăpăm sau să prindă canicul. Auzi, ce să mai... Democrația asta ne-a terminat pe toți. Spuneți că suntem mici, nu avem șanse să ne batem cu rușii. Nu suntem mici, suntem proști, scuză-mă. Proști, ne mâncăm unul pe altul, să moară și capra vecinului, să mai moară și nu știu cine. Să lase rola de la Măgurele. E, vi-l povestesc eu din anii din urmă, când a văzut rușii ce avem, au stat potoliți prin 70 și... 374 au vrut să intre cu două batalioane pe la Moldova, pe acolo, de tancuri. Și până seara le-a găsit mormane de fier topit așa. Știți toate astea, văd? Sau, păi am fost maestru militar. Din cauza asta credeți că apar tornadele? Că globul pământesc e ca un cartof acum? Nu credeți, v-am spus de la experiențe, care le fac experiențele astea nucleare, care le fac toți. Experiențele astea. O să ajungă și mai rău globul pământesc? Acum e cartof. În ce credeți că o să se transforme până la urmă? O să transforme mai rău, ca un cartof, da. Ca un ce o să fie? Dați-mi un exemplu așa, să ne gândim la o legumă, un fruct. Un legumă. Cred că o să ajungă ca un castravete sau ca un doblecel. Credeți-mă ce vă spun. Până la urmă acolo. Da, acolo. Am plecat de la rotund, trecem până cartof și dăm în doblecel. Da, așa e. Așa o să ajungem, să știți. Așa o să ajungem. Vă face speranțe că... Nu. Noi suntem zero. Zero. Și ca nație, și ca ce puteți să mă înjurați, puteți să... Și știți cine-i de vină? Tineretul dumneavoastră sunt. Eu am 71 de ani. Și noi de ce? Ce am făcut? Păi fiindcă nu vreți să luați frâile, nu vreți să le preluați. Nu. Nu-mi convine, plec în America, plec colo. De ce nu stai aici, nene? Eu aici am câștigat, eu aici am făcut casă. Aici am făcut avere. Ce? Că dacă nu o faci aici, între românii tăi, unde eu am fost plecat o zi jumate, în Germania, cu contract, cu tot. Și când am auzit pe aia, dogo, păi nene, ia-mi bilet că eu plec în România. Adică vorbeau în limba lor? Vorbeau în limba lor acolo. Și nu v-a plăcut germana? Păi nu a plăcut, că m-a înjurat probabil, nu? Ce-o fi zis? A venit ăsta, de unde a venit? Să ne înveți meserie sau eu știu, dracu să-i pierdem. Și atât a stat o... Zi jumatea am stat. Ce credeți? Că exploatează. Am fost șofer, maestru militar, șofer, am mai multe care. Am fost în Italia, a plecat 6 ore. M-am dus la patron să mă duc pe un tir. Păi 3.000 de mărci, domnule. Păi cum ăsta m-a luat de acasă că îi dai 9.000? Păi da, bă, la revedere. Ați plecat și de acolo. M-am urcat în mașină și am venit în țară. 6 ore în Italia, o zi jumătate în Germania. Nu e, bă, că acolo te duci slugă.